Pentru a reduce efectele crizei economice cauzate de pandemia COVID-19, Guvernul României a lansat programul IMM Invest România. Prin acest program național, micro-întreprinderile și întreprinderile mici pot accesa credite de investiții sau pentru capital de lucru de până la 500.000 de lei, respectiv 1 milion de lei, garantate în procent de 90%. Pentru întreprinderile mijlocii, valoarea finanțării este de până la 5 milioane de lei pentru capital de lucru și poate ajunge până la 10 milioane de lei în cazul proiectelor de investiții cu garantare de 80%. Costurile finanțării sunt zero, dobânda și comisionul de garantare fiind suportate de la bugetul de stat. Relansați-vă afacerea cu IMM Invest. Aplică pentru un credit garantat de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri cu dobândă și comision de garantare zero pe portalul imminvest.ro. Bună ziua! Interviurile video pe snews.ro continuă astăzi, iar alături de mine este domnul Dumitru Nancu, director general al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri. Bună ziua și vă mulțumesc din nou pentru prezență. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor noastre. Vorbim despre IMM Invest, un program de finanțare cu garanții de stat de foarte mare succes, dacă ne uităm la ultimele cifre pe care dumneavoastră le știți cel mai bine. Câți bani au fost dați până acum prin deci programul până la data IMM de 9 septembrie, deci 9-9, sunt 16,642 de miliarde, ceea ce reprezintă aproximativ 1,2% din PIB. Scuzați-mă, 16,642 de IMM-uri în valoare de 12,828 de miliarde, ceea ce reprezintă, așa cum am spus, 1,2% din produsul intern brut în acest moment. Deci putem spune că e de succes. Programul deja a intrat, merge din inerție, bani practic cheltuiți, deja noi am plătit 42 de milioane din bugetul pentru ajutor de stat, ceea ce reprezintă peste 40% din banii alocați de către guvern pentru întreprinderile mici și mijlocii. Deja săptămâna aceasta a fost, să zic, suplimentat și subscris plafonul de încă 5 miliarde. Am avut cereri de la 12 bănci, din 21 de bănci, 12 bănci au avut un necesar de încă 9 miliarde, dar n-am reușit decât să împărțim cei 5 miliarde în funcție de prorata, în funcție de cât au cheltuit fiecare bancă. Sunt bănci care și-au dublat plafoanele și sunt bănci care, de asemenea, așa cum am spus, au crescut cu aproximativ 30%. Deci nici plafonul de 20 de miliarde nu este de ajuns în acest moment în funcție de necesitățile pe care le-au întreprinderile mici și mijlocii, dar și băncile. Dar câte întreprinderi mici și mijlocii se află în cea de-a patra fază? În cea de-a patra fază, deci practic noi plătim acum ajutorul de stat către 12.000 de întreprinderi mici și mijlocii. Ce înseamnă? Că au cheltuit acești bani. De acești bani sunt deja în economie. Un lucru pozitiv. Iarăși un lucru pozitiv în portofoliul băncilor, din cele 67.000 de solicitări, au rămas în acest moment 29.000 de întreprinderi mici și mijlocii care sunt eligibile. Adică ne așteptăm ca rata de aprobare care a crescut, dacă la început era de una de patru, acum deja am ajuns să trecem peste jumătate din întreprinderile mici și mijlocii care sunt analizate de bănci. Deci au rămas practic întreprinderile mici și mijlocii eligibile. Noi ne așteptăm ca până la sfârșitul acestui an un număr de peste 30.000 de întreprinderi mici și mijlocii să beneficieze de acest program. Știu că aveți noutăți și în ceea ce privește IMM Factor. Da. Chiar ieri am avut ultima discuție cu Comisia Europeană. IMM Factor vine, să zic așa, ca o completare la IMM Invest. Așa cum am spus, când guvernul a luat decizia de a implementa programul IMM Invest, am mers de la faptul că întreprinderile mici și mijlocii în România sunt cel mai slab capitalizate din Uniunea Europeană. La IMM Factor am mers pe faptul că raportul dintre creditul bancar, deci acordat prin bănci, și creditul comercial este astăzi în România de 1-3. Datele Băncii Naționale arată că la sfârșitul 2019 băncile acordaseră credite de 117 miliarde de lei, iar companiile acordaseră credit furnizor de 383 de miliarde. Ce înseamnă asta? Că două treimi practic reprezintă credit furnizorul. Alte date care arată necesitatea acestui program, care este nou pentru România, n-a mai fost implementat, la fel ca și IMM Invest, a avut un succes, este faptul că
în România, este pe locul 26 din cele 28 de state membre, reprezentând 2% din PIB pe factor. Iar dacă ne raportăm la valoarea facturilor în produsul intern brut, avem undeva la 25%. Deci va fi și există un program, da, pentru că în acest moment, așa cum am spus, 90% din acest mecanism de factoring este neexploatat în România, pentru că statul nu a intervenit în acest tip de credit comercial. Ieri au fost ultimele negocieri cu Comisia Europeană. Va funcționa la fel ca o schemă de ajutor de stat, cum este la IMM Invest, adică costurile vor fi suportate comisiunea de garantare, comisiunea de risc și dobânzile vor fi suportate 100% de către Guvernul României pe o perioadă de 8 luni, așa cum este și la IMM Invest, dar nu mai mult de 800.000 de euro. Știți că există la nivelul Comisiei Europene două tipuri de scheme de ajutor de stat. Schema de minimis, cea până în 200.000 de euro, pe care noi o aplicăm la IMM Leasing, și schema de ajutor temporar, cum a fost cazul la IMM Invest și la IMM Factoring, unde ajutorul de stat poate să ajungă până la 800.000 de euro pentru întreprinderile afectate. Programul IMM Factoring, așa cum am spus și mai devreme, m-am notificat Comisia Europeană. Săptămâna aceasta, cel târziu săptămâna viitoare, vor ieși normele de aplicare și, când să zic așa, ca un deadline, noi avem 20 septembrie, în care întreprinderile mici și mijlocii pot apela la instituțiile financiare, la bănci, pentru a face procesul de factoring prin regres, că sunt două tipuri de factoring, acesta este un factoring prin regres. Ce trebuie să știm înainte să vrem să aplicăm? Deci statul garantează 50% pe beneficiar, pe IMM, dar nu mai mult de 5 milioane de lei. Practic, o întreprindere mică și mijlocie poate introduce în procesul de factoring maxim 10 milioane de lei, iar un instrument financiar, o factură, nu poate fi mai mare de 1,5 milioane. Adică că statul garantează 750.000 de lei din jumătate din valoarea facturii. Adică lucruri foarte, foarte pozitive. Deja marile instituții financiare au început, că am lucrat la norme împreună cu asociațiile de factoring, cu instituțiile financiare, deci este un interes major pe această piață. Așa cum am spus și la început, în România este deja doar 2% din PIB, iar în țările Uniunii Europene, pe piața de factoring se ajunge chiar și la 95%. Luăm un model din Danemarca, modelul din Germania. De ce vom avea nevoie să aplicăm? Condițiile sunt aceleași, bineînțeles, să fie facturi. Știți foarte bine că sunt facturi neachitate, toate întreprinderile mici și mijlocii în acest lanț al valorii au de achitat facturi către furnizori, au de plătit facturi către clienți, deci în tot acest lanț singura condiție să fie întreprindere mică și mijlocie, adică așa cum este definită din legea 346, până în 249 de angajați, cifră de afaceri 50 de milioane de euro, active totale 43 de milioane de euro. Să aibă facturi care nu sunt încasate și să nu fie la data care intră în procesul de factoring, să nu fie în centru de risc bancar, să nu fie în dificultate. Mă rog, sunt condițiile care sunt identice ca la IMM Invest, adică la momentul în care firma să nu fie în dificultate, adică să nu-și străineze jumătate din capitalul. În cât timp va fi analizat dosarul? Adică am aplicat Celelalte două, spre de IMM Invest, este IMM Leasing și IMM Factoring, va funcționa ca o garanție de portofoliu. Ce înseamnă acest lucru? Că întreprinzătorul se duce direct la bancă, banca este cea care analizează, fondul de garantare doar garantează cu 50%, deci nu mai facem o analiză, să spun, cum e la IMM Invest pe dosar, ci vom face pe cedant, pe cel care acordă, pe instituția financiară care acordă facilitatea de factoring. La IMM Leasing la fel va fi, adică încercăm să, din acești timp care sunt foarte importanți pentru întreprinderile mici și mijlocii, să scurtăm
perioada de evaluare. Deci banca sau instituția financiară va avea mandat din partea Fondului Național de Garantare să acorde 50% garantare. Și după care, lunar, noi vom plăti către instituțiile financiare ajutorul de stat. Pe baza fiecare instituție financiară prezintă beneficiare cu costurile aferente. Apropo de IMM Leasing, că tot ați adus acum în discuție, știu că pe 27 august a devenit operațional. El a devenit operațional, în sensul că am avut și ordonanța de urgență și normele sunt în curs de publicare la Monitor Oficial. Am transmis către 24 de instituții financiare. Aici guvernul alocă un plafon de garantare de 1,5 miliarde de lei. Așteptăm de la instituțiile financiare, cele care acordă leasing, termenul este până la sfârșitul acestei săptămâni, să subscrie plafonul. La fel, întreprinderile mici și mijlocii se adresează instituțiilor de leasing, instituțiilor financiare, care acordă, așa cum am spus și data trecută, un leasing pe o perioadă. Da, e o garanție de portofoliu. Practic, așa cum ați văzut, am scurtat, să zic, perioada de aprobare a dosarului, mergând pe un mandat dat instituțiilor financiare. Programul Noua Casă, la fel, știu că a devenit operațional. Și acest program a devenit operațional. De ce a schimbat guvernul prima casă în Noua Casă? De ce această schimbare? Știți foarte bine că și toate programele noastre ale Fondului Național de Garantare au avut, să zic așa, în Parlament, unde Partidul Social Democrat deține majoritate, IMM Invest a fost respins, prima casă a fost modificată în 6 martie, practic blocat, nu puteam să mai acordăm, deci în 6 martie s-a blocat programul prima casă, IMM Leasing la fel a fost respins, ne așteptăm probabil că și IMM Efect va fi respins. Deci programul a fost blocat în 6 martie. Până la data de 6 martie, Fondul Național de Garantare a acordat un plafon de 415 milioane. Iar din momentul 6 martie am încercat să găsim o soluție pentru a, în primul rând, a îmbunătăți acest program, a debloca programul și a venit cu o soluție la cerințele pieței. Știți foarte bine, există un studiu al Institutului Național de Statistică care spune clar că în anul 2019 suprafața livrată, locuibilă, livrată de către dezvoltatorii imobiliari către cetățeni este cea mai mică din ultimii 20 de ani, 63 de metri pătrați. De ce? Pentru că toți dezvoltatorii își dezvoltau produsele în funcție de programul Prima Casă, unde era pentru case vechi, locuințe vechi, mai mari de 5 ani, un credit de maxim 59.000 de euro și pentru locuințe noi era undeva la 67.000 de euro. Practic am venit în primul rând să asigurăm această necesitate de confort al cetățenilor. Programul s-a modificat, să spun, substanțial. Condițiile rămân aceleași ca la prima casă, mecanismul rămâne ca la prima casă, numai că s-au impus două praguri. Pentru locuințe noi, dar și vechi, rămâne pragul de 70.000 de euro cu 5% avans și dobânda la ambele este, să spun, plafonată, 2,5 plus ICCR-ul, iar al doilea prag, doar pentru locuințe noi, de 140.000 de euro, unde avansul crește la 15%, garanția statului este 60% și, la fel cum am spus, dobânda este plafonată. Ce plafon mai este disponibil? Din cei 500, din cei 2.100.000 cât a alocat guvernul pe anul 2020, mai sunt 1,5 miliarde. Au fost împărțiți către cele, a rămas pentru cele 14 bănci și mai avem o nouă instituție, Alpha Bank, care și-a arătat interesul și a intrat în program. Deci în acest moment programul este operațional, aplicația de încărcare, să zic, între bănci și Fondul Național este funcțională. Sunt 15 bănci care au subscris plafon în programul Noua Casă. Aveți o statistică acum cât? În acest moment, v-am spus, atât pe IMM Leasing, cât pe IMM Factor și pe Noua Casă, funcționăm pe principiul că
cetățenii pe noua casă și IMM-urile se adresează direct instituțiilor bancare, nu avem o statistică pentru că încă nu au ajuns, să spun, cererile la Fondul Național de Garantare. Deci probabil că până la sfârșitul acestei luni vor fi încărcate tot ceea ce aveau băncile. Din, mă rog, discuțiile pe care le aveam băncile și cerințele pe care le-au avut băncile pe acest program, noi credem că până la sfârșitul acestei luni vor fi peste 10.000 de cereri, la modul cum, să spun, stocul de promisiuni de garantare. Pentru că în momentul în care un client își găsește o casă, dă un avans și banca îi face o solicitare către fondul de garantare pentru a da o promisiune de garantare. După care vine dosarul la garantare și la finanțare. Există voci care susțin că această schimbare de plafon pentru prima casă, pentru noua casă, va duce la creșterea prețurilor apartamentelor. Am văzut diverse analize. Dar, repet, ați văzut și poziția oficială a Guvernului și a Fondului Național de Garantare în momentul când am luat această decizie. Ultimele date statistice care au fost difuzate tot de Institutul Național de Statistică arată că prețurile au scăzut. Deci nu au crescut, chiar după ce a fost aprobat acest program. Programul Noua Casă și celelalte programe ale Fondului Național de Garantare sunt niște măsuri anticiclice. Ce înseamnă asta? Că vii pe boom economic, da? Vii cu măsuri de restricționare, iar pe măsuri, cum suntem acum în criză, vii cu măsuri, să spun, de stimulare, de încurajare a economiei și a investițiilor. Deci, în acest moment, statistici arată că prețurile au scăzut, nu au crescut, după ce guvernul a anunțat că a luat această decizie. Deci nu există în acest moment să spunem că prețurile vor crește. Bineînțeles, vor fi în funcție de cerere și ofertă. Și deci mai erau niște. Nu există, pentru că și noi, guvernul, când a luat această măsură, ne-am mers pe niște date statistice. Ultimele date ale INSE-ului chiar arată că prețurile cresc. De ce? Pentru că cererea a început să scadă, iar oferta este foarte mare. Deci e clar că această piață este supraîncălzită. Vă mai dau un exemplu. Am făcut o statistică pe IMM Invest din cele 17.000 de IMM-uri. Pe primul loc sunt cele din transporturi, pe locul 2 sunt construcțiile și pe locul 3 sunt restaurantele, cei din Horeca. Adică și aceste sectoare au fost ajutate prin programul IMM Invest. Știm că Horeca a fost și este în continuare afectată de această pandemie. Da, și tocmai asta spuneam, că ca pondere în clasificația codurilor CAEN în IMM Invest se află pe locul 4. Deci loc aproximativ 500 de milioane din cei 12,5 s-au plătit către acest sector. Doar pe restaurante vorbim, nu vorbim hoteluri și agenții de turism care sunt la fel loc, primele 10 locuri. Ați spus, adineaur, un cuvânt care e în gândul tuturor acum, mai ales în această perioadă, vorbim de criză. Multă lume se așteaptă la o criză economică mai cruntă decât cea anterioară. Cât de aproape vedeți dumneavoastră această criză? Deci, având în vedere că trăim și un context dificil, contextul cu o criză epidemiologică. Economic în acest moment este clar că această criză medicală a provocat o criză economică. Guvernul nu vine decât cu măsuri, așa cum am spus, anticiclice. Stimulăm investițiile, deci pentru prima dată în istoria României am avut cifra cea mai mare de investiții, peste 12 miliarde de euro. Nu s-a întâmplat. De asemenea, sunt aceste programe care IMM Invest, IMM Leasing, dar, repet, sunt programe, granturile de 1 miliard de euro pentru întreprinderile mici și mijlocii. Practic, guvernul în această perioadă de criză a înlocuit acele măsuri de subvenționare care am fost obișnuiți, adică creșterea consumului prin creșterea salariului, cu creșterea investițiilor, da? Pentru că prin Planul Național de Relansare Economică se alocă o sumă foarte mare pentru investiții. Este pentru prima dată când s-a obținut de la Comisia Europeană o finanțare a autostrăzilor.
Deci lucrurile au început, să zic, în acest moment nu se simte. E clar că în primul trimestru efectele crizei medicale se vor vedea în semestrul, în primul trimestru al anului 2021. Urmează o iarnă și e clar că în acest moment a fost și, să zic așa, un an agricol nefericit în care foarte mulți agricultori au suferit din cauza secetei, deci s-au cam transpus toate aceste trei crize. Rolul statului în acest moment este să vină, așa cum am spus, cu măsuri anticiclice, astfel încât să injecteze capital în economie. Domnule Nancu, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi. Vă așteptăm cu mare drag în continuare alături de PSN. Mulțumesc și eu. Pentru a reduce efectele crizei economice cauzate de pandemia COVID-19, Guvernul României a lansat programul IMM Invest România. Prin acest program național, micro-întreprinderile și întreprinderile mici pot accesa credite de investiții sau pentru capital de lucru de până la 500.000 de lei, respectiv 1 milion de lei, garantate în procent de 90%. Pentru întreprinderile mijlocii, valoarea finanțării este de până la 5 milioane de lei pentru capital de lucru și poate ajunge până la 10 milioane de lei în cazul proiectelor de investiții cu garantare de 80%. Costurile finanțării sunt zero, dobânda și comisionul de garantare fiind suportate de la bugetul de stat. Relansați-vă afacerea cu IMM Invest. Aplică pentru un credit garantat de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri cu dobândă și comision de garantare zero pe portalul imminvest.ro.